Noaptea priveghiului spartă de polițiști în Craiova, zeci de rude și prietenii care s-au strâns pentru a-și lua adio de la un bărbat în vârstă de 44 de ani au fost surprinși de agenții de poliție în timp ce făceau grătare și ascultau muzică de jale în memoria defunctului, fără să țină cont de măsurile impuse de pandemie. Apropiații bărbatului decedat au organizat evenimentul de adio în curtea casei. Aceștia au amplasat corturi și au pus mese, fără să respecte distanțarea socială și fără măști de protecție împotriva noului coronavirus. Priveghiul a fost întrerupt de polițiștii din Craiova, care s-au autosesizat cu privire la faptul că în fața unui imobil de pe strada Constantin Brâncoveanu se desfășoară un eveniment de adio pentru moartea unui bărbat de 44 de ani. Mai mulți polițiști, jandarmi și mascați s-au deplasat la fața locului pentru verificări. În urma cercetărilor s-a stabilit că aproximativ 50 de persoane participau la priveghi. În ciuda pandemiei care nu permite acest lucru, au fost identificate 25 de persoane care nu respectau măsurile individuale de protecție, fiind aplicate 25 de sancțiuni în valoare de 4.000 de lei.